Vă salut, prieteni! Vin la voi cu un anunț și cu o rugăminte. Noi vrem să facem în următoarele emisiuni o dezbatere. Dezbaterea va avea loc pe subiectul preferat al tuturor steliștilor și al tuturor făgăsăbiștilor, și anume, care club este Steaua București? Am primit această idee de la un suporter făcăsăbist care, după una din ultimele emisiuni la care eu am participat, mi-a scris pe pagina mea de Facebook și mi-a lansat o provocare. A spus că cel mai corect ar fi ca eu să mă întâlnesc cu Sergiu Gabriel, expertul FC Făcăsăbiștilor în acest subiect, și să purtăm o discuție de la egal la egal, o dezbatere despre acest subiect. Practic, aceasta să fie o dezbatere care încheie toate dezbaterile despre acest subiect. Am fost de acord pentru că, așa cum bine știți, dezbaterile sunt foarte populare în acest moment. Și dacă ați fost atenți pe pagina noastră de YouTube, ați văzut că recent noi am publicat acolo un sondaj. Pentru că eu am fost de acord să fac această dezbatere, dar voiam să știu dacă și voi vreți ca eu să particip la o asemenea dezbatere. 74% dintre voi, dintre toți cei care au votat, peste 100, cred că 115 oameni, au votat da. Ați spus că vreți să vedeți o dezbatere între mine și Sergiu Gabriel. Eu vreau să vă spun de pe acum că o să fie o dezbatere în adevăratul sens al cuvântului, o să fie o dezbatere profesionistă. Pentru asta am și stabilit niște reguli. De exemplu, fiecare dintre participanți o să aibă 5 minute în care o să facă o introducere. În această introducere fiecare alege despre ce vorbește. Bineînțeles, cât mai important ar fi să aibă legătură cu subiectul. După partea cu introducerea, urmează o nouă etapă, grosul, ca să spun așa. Fiecare o să aibă 10 minute ca să vorbească despre subiect. Sergiu o să aibă 10 minute, o să vorbească despre subiect, dar după ce el termină, eu o să am la dispoziție 10 minute ca să răspund la ceea ce a spus el. După ce eu termin partea mea cu răspunsul, o să am eu 10 minute să vorbesc despre subiect și când o să termin eu, Sergiu o să aibă timp să la 10 minute la dispoziție să răspundă la ceea ce am spus eu. Când terminăm și faza aceasta, urmează faza cu întrebări. Eu o să am 10 întrebări pentru Sergiu, Sergiu o să aibă 10 întrebări pentru mine. După ce terminăm și această etapă, dacă mai este timp și dacă o să mai avem puteri, o să luăm și întrebări de la public. Acestea sunt regulile la care eu m-am gândit acum. Când Sergiu o să mă contacteze și o să-mi spună că este de acord, o să stau cu el la o discuție să vedem dacă vrea să adăugăm alte reguli sau să eliminăm din reguli sau să modificăm reguli. Vom discuta. În orice caz, vă vom anunța pe voi, în momentul în care o să vă anunțăm și când va avea loc această dezbatere, care sunt regulile ei. După cum am spus, sunt interesat doar ca aceasta să fie cât se poate de profesionistă. De ce? Pentru că la sfârșitul dezbaterii nu o să avem un câștigător. Nu o să primească nimeni niciun premiu, nu o să fie declarat un câștigător. Nu acesta este scopul dezbaterii. La sfârșitul dezbaterii, fiecare dintre ascultători va decide care parte a câștigat. Va decide pentru el sau ea care parte a câștigat. Și acolo se va termina tot. După cum am spus, eu nu știu cum să dau de Sergiu Gabriel, așa că mizez pe voi. Sper să mă ajutați cu distribuiri sau, dacă îl cunoașteți, să-i trimiteți direct acest videoclip și să încercați, bineînțeles, să-l și convingeți să fie de acord. Dacă este de acord, Sergiu poate să mă contacteze pe pagina mea de Facebook Adiunu, poate să lase un mesaj pe Facebook Steaua Liberă, pe YouTube Steaua Liberă, pe Instagram Steaua Liberă, pe Twitter Steaua Liberă, poate să trimită un mail la redacție@steaualibera.ro fără diacritice, adică redacție@steaualibera.ro. Aștept un răspuns de la el și în momentul în care voi primi răspunsul de la el, o să stabilim tot și o să vin către voi cu data și ora când va avea loc această dezbatere.
Vă mulțumesc, prieteni, și până când o să aud de la Sergiu, nu mai rămâne decât să vă spun Forța Steaua!